Iată că am ajuns și la un conac, conacul Barioz. Ce găsim aici în conac? O să ne zică domnul muzeograf, zic bine? Da, muzeograf. Mă numesc Mihail Potorac, sunt șeful filialei a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, care se numește Conacul Barioz. Ce vedem aici în conac? Monument de arhitectură din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, construit de un negustor de origine armeană, tatăl căruia a venit în coace în Basarabia împreună cu Manuc Bey, în 1814. Carapet Arachelian Balioz, adică carapet fiului Arachel Balioz, viața, aproape toată viața, și-a petrecut-o în Hâncești, la conacul lui Manuc Bey, și acolo a funcționat în calitate de administrator. Către mijlocul secolului al XIX-lea s-a îmbogățit într-atâta că a început foarte activ să cumpere moșiile de la aristocrația veche din Basarabia și sudul Ucrainei, și printre multe altele a cumpărat și moșia din Ivance, aproximativ 2500 desetine de pământ, de aproape 4000 hectare. Da. Și în 1852 a început construcția acestui edificiu, aici a hotărât să se stabilească cu viața. Și a durat construcția 21 de ani, exact 150 de ani în urmă, în toamna anului 73, a finisat construcția și peste puțin timp s-a stins din viață. Nu a dovedit deloc să trăiască aici. Dar copiii, pe care avea multișori, pentru că erau 11, au hotărât, în memoria lui taică-său, să monteze pe toată friza clădirii portretul sculptat al lui Carapet Balioz. Puteți vedea pe panou, da. Puteți vedea și în realitate, pentru că s-a păstrat. Da. La momentul decesului lui Carapet, toate fiicele sale erau căsătorite și numai una trăia în Basarabia. Conacul au moștenit feciorii. Unul după altul mureau, ne lăsând urmași. Dintre cei 5 feciori, ultimul, Ovanes Carapetean Baliozean sau Ivan Balioz, se va arăta poza, da, cum arăta, a murit în 1912, nefiind nici căsătorit. Nu de mult am găsit fotografia aceasta, nu am avut nicio imagine foto a unui bărbat cu numele Balioz, dar câțiva ani în urmă, o doamnă de aici din sat și-a adus aminte că bunica ei, de la bunelul său, avea o fotografie și eu, într-o casă părăsită, am urcat în pod și într-o valiză de placaj, prin niște hârțoage vechi, am găsit poza aceasta. E copie, bineînțeles, dar pe original, pe viceversa, era scris lui Vasea Verbițchi, de la Vava Balioz, Ivan Ovanest, Vava îi spuneau. Arată vesel, nu, Vava? Da. Ducea și o viață veselă, dintre acele 2500 de setine de pământ care le-a cumpărat cândva taică-sa. La momentul morții lui Vava rămăsese doar 310. De ce? A dus o viață veselă. Gata. Da, și mai multe. Am înțeles. Mai multe le-a vândut. Dar cu toate că erau vândute și viile din Miclești și moșia din Chetrusu, încă nu știu câte, pentru că eu vorbesc numai despre cele unde am văzut actele de arhivă, actele de vânzare-cumpărare. Dar puțin totuși a rămas și puținul acesta constituia la momentul morții lui Ivan aproximativ 1.200.000 de ruble de aur. Pe atunci erau niște bani uriași. Da. Ca să vă explic că eu fac de regulă o comparație. Un funcționar rus înainte de primul război mondial, în rangul de nadvornic savetnic, e ca locotenent colonel, doar în gradul civil. Da? Avea un salariu care îi permitea să închirieze un apartament din 4-5 camere în Petersburg, să aibă camerdiner, bucătăreasă și trăsură cu doi cai. Și tot acesta pe un salariu de 175 de ruble. Deci milionul era pe atunci bani fantastici. Da. Moșia a fost împărțită între surorile lui Ivan Balioz, și anume sora care rămânea în Basarabia a moștenit moșia din Ivancea. Se numea Antaram, numele său armenesc, sau rusește Antonina. Era căsătorită cu alt negustor armean, încă mai bogat decât Balioz, domnul Boris Bogdasarov, sau Bagdasarian. Anume atunci, între 1912 și 1918, conacul și-a căpătat caracteristicile care le vedeți astăzi. Gardul acesta,
de piatră și metal. Turnul de apă, grajdurile, moara cu aburi, anume atunci a apărut aici și încălzirea cu aburi și electricitatea și telefon. Când a murit Antonina în 1918, încoace a venit, a moștenit moșie, fiică sa Ana, care la momentul ce trăia în Odessa cu soțul, dacă Baleu și Bogdasarov erau negusturi milionari, soțul Ani era multimilionar, era proprietarul uneia dintre cele mai mari din tot Imperiul Rus, fabrici de tutun. Dimitrie Artemovici Popov sau Mgrtici Arutunean Papean, pentru că popovii din Odessa erau papeanii din Akerman, Cetatea Albă. Dar toate aceste capitale și le-au pierdut, le-a luat Revoluția și Războiul Civil din Rusia, au venit încoace, rămânând nici pe departe atât de bogați cum erau pe vremuri. Erau niște oameni foarte buni, foarte stimați de localnici. Pentru că Dimitrie Popov aduna în jurul lui copii și învăța carte. Anna, soția, făcuse cândva niște cursuri de surori medicale în timpul Primului Război Mondial și dumneia devenise doctorul satului. Lecuia toți sătenii fără să iau un ban. Când a murit Dimitrie Popov în 36, l-a petrecut tot satul și l-a dus până la răscruce, până la traseul spre Chișinău, l-a dus cu mândria sătenii, câțiva kilometri. Iată o poză dintr-un ziar județean, dintr-o 1934, iată stă prefectul județului, iată soții Dimitrie și Ana Popov. Cu suportul financiar acestei familii a fost inaugurat un monument consacrat memoriei sătenilor căzuți în Primul Război Mondial. Este și acum monumentul acesta. Da. Pe teritoriul satului s-a păstrat. O fiică avea un singur copil, iată domnișoara aceasta, Nina Antoaneta. Aici are 18 ani în această poză, e absolventă a gimnaziului particular rus din Chișinău. Absolvind gimnaziu, a plecat în București și acolo a făcut școala de arte la Corneliu Baba. Și anume în București s-au refugiat în 40, Ana cu fiica, și acolo a rămas definitiv. Da. A rămas în relații foarte bune cu sătenii, era în corespondență, a fost o doamnă de aici, a fost în ospeție în anii 50, acolo în București, la Ana, și a dus printre altele și aceste poze. Iată Ana Popov cu nepotul, Nina Antoaneta cu feciorul, iată băiețelul cum arată astăzi, adică 2 ani în urmă aproximativ. Da. Domnul Bogdan Boreschevici este de 4 ori stră-nepotul lui Carabet Balius. După război, aici în Conac, a fost administrația locală un timp, a fost și grădinița de copii, iată niște poze sunt cu grădinița, și un laborator științific de studiere a solurilor, și biblioteca satului, și spălătorii de rufe tot a fost aici, în demisul. În anii 70, când toate aceste organizații s-au mutat în edificii mai noi, rămăsese conacul părăsit. Doar la începutul anilor 80 a fost luat sub ocrotirea statului ca monument de arhitectură. A fost restaurat, a fost o restaurare poate nu ideală, nu impecabilă, dar foarte profesionistă. Și în 1984 a devenit filială Muzeul Național de Etnografie. A fost deschis aici un muzeu de meșteșuguri populare moldovenești. Da. Un muzeu consacrat anume acestei teme de artă populară moldovenească, cu o colecție foarte bogată. În baza colecțiilor muzeului de meșteșuguri erau colecțiile Zemstvei Basarabiei, covoare din secolul XVIII, o colecție absolut unicală de textile, colecție de instrumente populare, articole din lemn, din piatră, din piele și os, din fibre vegetale, de pictură naivă. A fost un muzeu de nivel internațional și noi suntem pe cel mai aglomerat traseu turistic din țară. Eu venind încoace să lucrez în anul 2000, primeam vara câteodată de la 500 până la 1500 vizitatori zilnic. Cu greu toată echipa noastră de 17 persoane, cu greu reușeam să deservim fluxul acesta de turiști. Dar m-a activat nu fără probleme, pentru că în anii 90 practic se stopase finanțarea din partea statului. Mai puțin decât minimă era. Și era imposibil să menținem tot teritoriul Conacului, 11 hectare aproape, să-l menținem în ordine. Ordinea o mențineam aici, cu toate că poderile trebuiau schimbate și acoperișul curgea și
și în parc. Iată cum arată parcul pe atunci, sunt niște poze. Da. Tot cu greu, mai mult pe entuziasm, dar reușeam să menținem ordinea. Dar majoritatea edificiilor de pe teritoriu erau ruinate sau semi-ruinate. Pe când era evident că acest obiect are un potențial și economic. Deci era firesc să căutăm un partener, să încheiem un partener privat-public. Ca cineva să poată, un agent economic, să poată realiza acest potențial economic, dar să, și noi, dintre asta, să ne putem să păstrăm și componentele culturale și istorică. Da. Am găsit, din păcate, un asemenea partener. Din păcate? Din păcate, pentru că în 2000 am scris un articol mare, l-am prezentat la un seminar UNESCO, se numea Eșecul Conacului Balios. În 2006 am încheiat niște contracte cu compania Casa Vinului, care s-a obligat până în 2008 să deschide aici un centru turistic, făcând, restaurând obiectul și un centru turistic mare, deci cu mai multe compartimente. În realitate s-au apucat să facă nu restaurare, ci reconstrucție, nerespectând niciun fel de legi și niciun fel de reguli, într-o calitate extrem de proastă, criminal de proastă, catastrofic de proastă. Am fost în litigiu până în 2015, când am reușit să le luăm obiectul înapoi, dar când vom reuși să lichidăm consecințele implicărilor, eu nu știu, eu nu cred că voi ajunge vreodată. Adică și-au lăsat amprenta asta până și în ziua de astăzi, nu? Înțeleg. Da. Puteți vedea, decorul acesta arhitectural de pe tavan, în trei seli s-a păstrat. Dar restul, iată de exemplu aici, vedeți cum arăta, e pierdut definitiv. Nici modele n-au rămas. Da. Ușa de la intrare, tot, au făcut-o țânder când au demontat, e una din ușile interne. Ușile acestea au rămas încă de la Balius. Noi le-am păstrat, practic le-am furat de la ei. Da, și le-am montat aici ca să limităm un spațiu, să încercăm să deschidem totuși, cât de modest, cu o reparație, cât de modest, să deschidem un mic spațiu pentru vizitatori. Și ne-a luat ani să reușim, pentru că finanțarea din partea statului rămâne să fie foarte, foarte modestă, chiar extrem de modestă. Deci, cu niște donații mici, cu propriile forțe, am reușit să facem, e departe de a fi chiar satisfăcătoare reparația care am făcut-o. Dar am netezit puțin podeaua, am acoperit-o cu două straturi de vopsea, să poată lumea merge, pentru că aici, în betonul ăsta, sunt pe locuri niște fisuri când cape piciorul. Da. La început ne gândeam să ne limităm doar cu niște panouri informative, dar pe urmă a apărut ideea de a pune și niște piese, deci să încercăm să creăm un coltișor de atmosferă, în câteva detalii, un coltișor de atmosferă a unui conac moșieresc de la sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului al XX-lea și puțin perioada interbelică. Încă va mai fi completată expoziția, dar ce să le vedeți, din patrimoniile muzeale, din colecții particulare, din donații, am adunat aceste obiecte, aceste piese. Da. După cum ne-a reușit, o puteți aprecia dumneavoastră. Să nu întind, pentru că aici mai multe dintre aceste exponate au câte o istorie proprie, dar vă dura mult timp și okay. E cam târziu. Și a doua sală, la un consiliu științific, a apărut ideea că dacă să diversificăm expoziția și a doua sală, să o consacrăm unui fenomen cultural specific acestei zone. De ce zic fenomenal? Pentru că e un lucru fenomenal. Nicăieri mai mult, pe tot globul pământesc, nu întâlniți așa ceva. Mă refer la arhitectura verneculară din zona Orcheiului. Se mai cioplește din piatră. Există acest meșteșug de cioplire artistică din piatră și în Basarabia, în diferite localități. Dar dacă mă întâlniți undeva în alte zone a Moldovei, case cu coloane la prispă cioplite din piatră, cu lanți sculptate, e mai mult o excepție. Pe când aici, satele noastre, în jurul Răutului, Ivancea, Butuceni, Brănești, Furceni, Trebujeni, Morovaia, Mașcăuți, Piatra, Jălăboc și încă câteva altele, au rămas niște muzee sub cerul liber. Încă 10 de case din astea le găsiți, dar încă nu de mult erau sute. Am văzut în Butuceni, când acolo am venit, am văzut. Este un proces trist, dar multe porți așa, da. Inevitabil, pentru că lumea nu mai vrea să trăiască în case atât de mici și strâmte. E pe cale de dispariție minunea asta.
Iată coloana aceasta de la Casa Mariei Roban. Era o casă micuță, adică aceasta, dar nu? Ca o păpușă, da. Foarte frumoasă. A încedeat casa de mult, de mult. De mult stăpână nu mai este în viață. Din sub niște bârne arse am scos coloana, am curățat-o de funicine și am adus-o aici să vadă măcar aici lumea. Sau casa lui Vasile Atamaniu, construită în 1908. Era una dintre cele mai frumoase pe uliță. Și acum încă două coloane mai țin restul acoperișului. Încă două sunt rupte, definitiv. Una e ruptă în două și poate restauratorul nostru mai poate face ceva cum a reparat-o pe asta din furcea. Da. Dar asta am descoperit-o dând cu piciorul la o parte a niște uzici. Stăpânii casei de mult au plecat și nu se vor mai întoarce aici niciodată, în Moldova. Acolo. Dacă să vorbim în general despre fenomenul ăsta de cioplire artistică din piatră albă călcăroasă pe malurile răutului, pe aici, da, nu? Eu cred că, ca să nu fie chiar atât de plictisitor, eu mai bine vă spun o legendă. Da. Numește legenda Răutului. Se zice că cândva, de mult, de mult, când Dumnezeu nu mai crease lumea, a spus într-o zi să vină oamenii, toți oamenii pe care trăiau pe pământ, să vină la el să împartă între ei pământurile. Cei care au venit primi au primit pădurile și țara vânătorilor era în păduri. Și țara pescarilor era pe ape, pe râuri și lacuri. Țara păstorilor pe lungi, etc. Înțelegeți logica? Da. A fost niște oameni care au venit, s-au sculat mai greu și au venit mai târziu, au venit ultimii și când au ajuns încolo, nu a rămas nimic. Doar piatra. Aha. Doar piatra. Piatra goală, unde nu era nici iarbă, nici animale, nici păsări, nici soare, nici stele. Numai piatra. Și dacă nu aveau altceva, s-au apucat să le facă pe toate astea din piatra. Păsări și animale, iarba și arbori, soare și stele, apă. Și au muncit atât de bine, le era rușine că au venit ultimii și n-au primit nimic, și au muncit foarte bine, a devenit țara pietrarilor cea mai frumoasă dintre toate. Departe, departe, peste hotare i s-a dus vestea și a ajuns până la capitenul unui trib nomad. Numele acestei persoane era Rău și era foarte rău. Peste măsură de rău a venit, a năvălit cu nomazii săi peste țara pietrarilor, a cucerit-o, pe meșterii pietrari pe care i-a omorât, pe care i-a făcut sclavi, dar atât răutate cât era în răul ăsta, nu putea purta pământul. Și s-a disfăcut în două și l-a înghițit și locul unde s-a disfăcut pământul două l-ați văzut la Bătuceni, e canionul ăsta, gura lupului. Și ca să spele răutăciunea de pe pământ, a toșnit un șuvoi de apă. Și s-a făcut un râu, nu? Da, și râul se numește Răut. Dar până astăzi, oamenii pe malurile Răutului găsesc ce-a rămas de la țara minunată a pietrarilor. Păsările din piatră, florile din piatră, da. Apa, soarele și stelele cioplite din piatră. Iată aici, de exemplu, iată apa curgând pe coloana asta și soarele care răsare. Da. Cam atât. Da. Poate aveți și niște întrebări? Păi noi ascultăm povești. Da, chiar văzusem niște forme de nuferi în piatră și acum ne-ați luminat de unde sunt acele forme. Bine, păi noi vă mulțumim foarte mult. Cu plăcere. Aveți un program, aveți o pagină de Facebook să puneți? Este, da, vă puneți, da. Este okay. Conacul Băleusem. Și atunci dacă vii în zona aceasta, dacă vii la Bătuceni, vino și aici, e foarte aproape. Da. Bine, mulțumim, o zi bună. Okay. Plăcere.